Vom avea salariu minim diferențiat. Guvernul a adoptat astăzi ordonanța de urgență pentru modificarea codului muncii, astfel încât să fie introdusă această noțiune. Însă, nu a fost stabilită încă data de la care va fi introdus acest salariu. Va fi nevoie de o altă hotărâre de guvern pentru a nominaliza exact sumele și când intră în vigoare noul salariu minim diferențiat. Recent, ministrul muncii Olguța Vasilescu a declarat că nivelul salariului minim va fi diferit pentru anumite categorii de salariați, respectiv pentru salariații care sunt încadrați pe studii superioare, precum și pentru cei care au o vechime muncă de peste 15 ani.